Gafă în timpul unui discurs susținut de fostul președinte american George W. Bush în orașul american Dallas, referindu-se la problemele interne ale Rusiei și la războiul din Ucraina, George W. Bush a confundat Irakul cu Ucraina. El și-a dat însă seama rapid de gafă și a început să glumească. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, too. Anyway. 75. La momentul la care a comis greșeala, George W. Bush ținea un discurs în timpul unei conferințe din Dallas despre cauzele din interiorul Federației Ruse care au favorizat invazia Ucrainei. George W. Bush a fost președintele Statelor Unite în intervalul 2001-2008, iar ambele lui mandate au fost marcate de două războaie, cel din Afganistan și cel din Irak.